Christine este o adevărată legendă a mersului pe jos. Are 54.000 de kilometri făcuți la pas, 30.000 de kilometri cu bicicleta și 6.500 de kilometri cu barca. Aceasta a ajuns astăzi în drobeta Turnu Severin, unde a adăugat alți 1.400 de kilometri parcurși pe Via Transilvanica. Christine, bine ai venit! Asta este ultima piatră de pe Via Transilvanica de la Putna. După cum vezi, este o verigă, practic două verigi, una la Putna și una la drobeta Turnu Severin, leagă tot lanțul care este Via Transilvanica pe cei 1.400 de kilometri pe care a umblat. O poveste impresionantă și plină de aventură am ascultat astăzi de la prima persoană de gen feminin, care s-a hotărât să parcurgă Via Transilvanica. Este un traseu de 1.400 de kilometri prin România, de la Putna până la drobeta Turnu Severin. Iar astăzi, Christine Trumăr a încheiat și acest capitol, ajungând la ultima bornă de pe acest drum. Când doamna Trumăr aici de față, doamna Christine, ne-a scris și a zis că vrea să scrie în următoarea ei carte, pentru că ea are 3 bestselleruri despre călătoriile din lumea mare făcute, și aici este, cred că, un lucru foarte interesant. Ne-am bucurat enorm de mult și am știut că ea va putea să-l ducă la capăt, pentru că are o experiență, atenție! Doamna aceasta pe care o vedeți, femeia aceasta, a mers 55.000 de kilometri pe jos. Deci, practic, toate trailurile din lume, absolut toate trailurile care sunt cât de cât cunoscute, ea le-a făcut deja. Ceea ce, clar, ne-a bucurat atât de mult, încât am avut încredere să o însoțim un picuț. Ea devine, practic, și prima femeie, câțiva băieți s-au aventurat și au terminat acest drum deja pe jos, dar ea devine prima femeie care termină Via Transilvanica. Cum am spus, cred că nu se putea să fie un ambasador mai bun pentru Via Transilvanica. Christine Trumăr face drumeții de 16 ani, iar în prezent are 55.000 de kilometri făcuți pe jos, 30.000 de kilometri cu bicicleta și 6.500 de kilometri cu barca. Este o adevărată iubitoare a mersului pe jos și a făcut din acest lucru o carieră. Pe baza călătoriilor ei, a scris 3 cărți vândute ca bestseller. Aceasta auzind de Via Transilvanica din România și a dorit neapărat să-l parcurgă. Într-o noapte nu am putut să dorm și mă uitam pe rețelele de socializare. Am văzut numele și mi s-a părut foarte interesant. Am avut o noapte în care nu am putut dormi și am intrat pe site-ul celor de la Via Transilvanica. Acolo era un ghid tradus în mai multe limbi, inclusiv germană. Anul acesta am avut mai multe planuri, dar din cauza virusului nu am putut trece granițele în diverse țări și am zis că anul acesta este ocazia perfectă, deoarece România este o țară verde. Christine a ajuns în România pentru a parcurge Via Transilvanica, iar la finalul acestui traseu și-a schimbat complet părerea despre țara noastră, fiind impresionată de locurile și oamenii pe care i-a întâlnit. Bunătățile românești și ospitalitatea i-au ușurat călătoria. M-am îndrăgostit de România. Am postat zilnic pe rețelele de socializare, iar prietenii mei virtuali au fost impresionați de ospitalitatea de aici. Istoria, diversitatea culturală, precum și natura, m-au impresionat. De asemenea, Christine a învățat chiar și cuvinte românești. Oamenii pe care i-a întâlnit au fost surprinși de faptul că ea călătorește singură și au avertizat-o de animalele sălbatice din zonă. No Romanian. And the first word I learned, you can make an educated guess. What was the first word I learned? It was singura. Because wherever I went, like the first question was singura, singura. And then I learned, okay, it's single, because everybody was surprised, like, what are you doing alone here? So what is the second word I learned? The second word is ursu. Ursu, because first was singura, singura, and then was ursu, ursu. So. Aceasta a menționat că mai degrabă o sperie câinii, dar nu animalele sălbatice. Christine este o adevărată legendă a mersului pe jos, cu o poveste impresionantă de viață care merită să fie ascultată și cunoscută.